Două accidente rutiere s-au întâmplat aseară în jurul orei 19 la interval de câteva minute pe șoselele din județ. În comuna Găujani, un autobuz care transporta 15 persoane s-a răsturnat din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic. La spital au ajuns 3 persoane, dar care nu au necesitat îngrijiri speciale plecând acasă în acea seară. În cel de-al doilea accident, petrecut în sensul giratoriu dintre Daia și Remuș, o femeie și-a pierdut viața, iar fiica și nepoata sa au suferit răni grave, care au necesitat intervenții chirurgicale de urgență la spitalul din Giurgiu. Ulterior, mama și fiica sa de numai 12 ani au fost transportate la spitalul Bagdasar Arseni din București. Victimele se aflau într-un autoturism tip SUV, la volanul căruia se afla un cetățean american, soțul sopranei Cornelia Heran, care tocmai concerta la Giurgiu alături de tatăl său, instrumentist în orchestra radio. Din mare nefericire s-a întâmplat pentru noi cei din orchestră și mai ales pentru colegul nostru o mare tragedie aseară. Mama sopranei, tânără absolventă a Academiei de Muzică, venea cu, ca orice mamă, cu atâta bucurie să-și vadă fata evoluând pe scena noastră, alături de soțul ei, americanul Rich, și încă 3 persoane. Când se intrăm în concert, atât tatăl, Jean, cum îi spunem noi, Olteanu, cât și fata, căci soprana este fata decedată, dar și fata artistului despre care vorbim, care este în orchestra noastră, au intrat foarte, foarte, foarte agitați. Treaba am simțit-o în tot concertul, pentru că, practic, nu mai răspundea mama. Și ei știau că este pe drum. Vorbise ultima dată cu ea, poate când era la uzum. Dar în momentul în care se intră efectiv în concert, ei erau foarte agitați, chiar m-am dus după Jean, l-am cicălit puțin, doamne, haide odată și, băi, nu știu ce se întâmplă. Și au intrat foarte, foarte, foarte agitați în concert. Fata chiar s-a resimțit în parcurs și în evoluție. Dar n-am crezut nimic rău până la sfârșitul concertului. În ambele accidente de vină au fost conducătorii auto, care nu au adaptat viteza la condițiile de drum, ceață și carosabil umed. Din păcate, accidentul de la Daia s-a soldat cu decesul unei persoane și rănirea altor 4. În urma accidentelor rutiere au rezultat 6 victime, dintre care o victimă de sex feminin cu politraumatism craniofacial, traumatism de coloană și cervicală, turacală și lombară și a fost transferat la spitalul Baltazar. O altă victimă tot de sex feminin cu politraumatism craniocerebral cu traumatism de coloană, transplantat la neurochirurgie. Și o altă victimă de sens masculin cu plagă contuză regiunea punct, cu traumatism cranian minor, dar traumatism vertebro cervical. Și atunci a fost transferat la Baltazar. Ceilalți 4 rezultați au fost cu contuzie de șold drept, cu contuzie abdominală și au primit tratament la domiciliu după ce au fost investigați.